Salveniuț și bine ați venit la un nou episod din Farming Simulator 22 pe Barbă Neagră. Suntem pe serverul nostru. Suntem așa în muncă de asta nocturnă, în care se pare că băieții toți sunt la culcare și și-au pus fermele pe standby. Sunt pe pauză în momentul ăsta, dar eu am recoltă de vândut. Și ducem prima remorcă de soia, de pe urma căreia vom face ceva bănișor, dar nu mă voi întoarce, cred eu, cu mâna goală. Pentru că vreau să încerc o chestie. 17.000 pe remorcă, ok, ok, frumos. Vreau să încerc o treabă, ar fi super, super tare dacă ar și funcționa. Am scăpat în episodul trecut ceva din vedere, și anume că fabrica de mina minează fier și nu minează pietre. Mulțumesc de răspunsurile în comentarii și vreau să văd dacă pot să cumpăr pietre. Din ce am observat pe listă, ar trebui să pot, și dacă pot să cumpăr pietre, uite la aici, atunci putem să punem fabrica în funcțiune. Joacă pe asta. Dar nu știu exact cam ce cantitate îmi trebuie, așa că voi lua așa estimativ câteva tone. Hai să luăm 5 tone, 4, 5 tone, ca să-mi ofere și mie un pic de boost la început. Mergem acum să plasăm fabricuța și îi dăm bice. Mai avem două terenuri de recoltat. Da, trebuie să le și plantăm și toate cele. Mai am și pădurea de finalizat. Sunt prea multe, bă! Sunt mult prea multe lucruri de făcut și le pregătesc și băieților de asemenea ceva frumos. Vreau să organizez o întrecere. Doar că pentru asta va trebui să facem un teren nu neapărat minat, dar cu obstacole, printre care ei va trebui să treacă și cine va trece într-un timp cât mai scurt, ei bine, ăla va fi câștigătorul. Nu știu sigur dacă se va descurca foarte bine serverul atunci când ne adunăm mai mulți ca să și conducem și, da, sper să nu ne tragă înapoi foarte mult. Rămâne totuși de văzut. Hai să mergem să ducem aceste pietre, care uite cum arată, chiar arată pietre. Fabrica o voi pune pe aici, pe undeva, deci am toată zona asta la cheremul meu. Și o să-i dau aici o oprire și hai să vedem. Din câte țin minte, nu mă costa extraordinar de mult, așa că, da, sunt foarte entuziasmat de asta, că mai rămân și mie niște bănișori. Și fabricile făceau parte din harta No Man's Land și le găsim aici. Avem fabrica de lime, care nu ne trebuiește, avem gold production-ul, care ne trebuiește, și pe asta o vom plasa. Cred că am să fac aici lanțul, fix cam pe unde sunt eu, aici pe margine, cred că dacă le voi plasa, este în regulă. Nu prea aș vrea să le fac totuși pe un grid drept, deci o să o facem așa. Cred că asta este anaregola. Avem ceva pe spate? Nu, este absolut minunat faptul că nu blocăm nimic. După care la 20.000, deci pasând la 35.000 de euro, după care mai vine și varianta asta, pe care aș vrea să o pun aici în spatele tractorului, doar că pentru asta va trebui să mutăm tractorul. Să-i dau o pornire la băiatul. Și știi ce? Cred că din prima pot descărca deja pietrele. Nu am activat nimic la fabricuță, dar vom începe să facem și treaba asta. O să mă uit să văd de asemenea cât suportă. Asta e, mă, avem pietre, let's go! Nice, sunt pe drumul producției de aur. Productions, hai să vedem aici. Deci mai mă trebuiește asta pentru niște metan. Aia este belea. Avem ceva pe spate? Nu avem nimic, a? Deci înăuntru voi duce resursele. Ok, pe stânga, ce descarcă stânga? Cred că metanul, what the fuck? Avem ceva țeavă. Are, a, ba nu, metanul pe dreapta. Ba nu, pe aici încărcă, da, pe aici încărc metanul, aici descarc siligiu și pe aici încărcăm apa. Joacă pe asta, nu apa, aparent, slăriu, pișălău, dacă avem. Ok, hai că mergem, 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 mergem. Vreau să le fac pe astea un pic la distanță una de cealaltă, ca să am și eu loc să intru să-mi iau resursele. Deci o să vină undeva cam așa. Bun, va trebui logic să și pictăm toate cele, dar hai acum să le și activăm. Deci în primul rând avem aurul care trebuie activat. Activate the gold, perfectus. Apă, stones, 5 tone aduse, metan. Acolo, acolo e puțin treaba. Așa, producția de metan. Hai să vedem, facem GPL. Practic, da? Păcat că nu avem mașini ce funcționează pe GPL acum în joc. Avem GPL prin intermediul siligiului, prin fermentație. Și activăm asta. Și o să trebuiască să ducem niște silici. Pentru asta va trebui să luăm niște baloți și sper eu să funcționeze. Dacă nu va funcționa treaba cu baloții, o să fie nașpa. O să fie foarte nașpa, pentru că va trebui să fac niște silici vărsat. Și pentru asta o să-mi trebuiască un bunker sau
un silos de fermentare al siligiului. N-am niciuna. Asta e... Aici ar fi problema cu care m-aș confrunta dacă nu ar merge cu baloții. Iar pentru baloții va trebui să optez... Ia să băgăm noi aici prima dată și prima dată. O să descarc combina, dar până se mai umple ea odată cu încă niște soia, o să mai durește. Ce tare. Deci îmi plac garajele astea maxim. Faptul că sunt atât de adânci și pot să bag și cu remorcă. Parfum de parfum. Avem aici vechiul clas, care încă are posibilitatea de a atașa pe față. Și avem o cisternă. Acum vreau să discutăm un pic cu privire la cisterna asta. Because. O să mai întrebească apă. Ai treaba. Trebuie apă pentru fabrică, trebuie apă pentru sere. Și astea nu sunt singurele sere pe care eu le voi pune. O să mai punem sere. Și apropo de sere, hai să mergem să mai descărcăm din rezervorul ăsta. Și ce mă gândeam? Mă gândeam să facem un upgrade imens și să ne luăm așa puțin inima în dinți și cu banii ăștia să băgăm o cisternă și un camion. Știi ce zic? Ceva așa pe nesimțeală. Așa, greutate. O să pun la garaj aici în față ca să știu mereu de ea. Uite aici. Zic că se potrivește perfect. După care vom cupla front load-ul, care se pare că poate fi cuplat de pe partea cealaltă. Și deși are atașat atașamentul de copaci, va trebui să-l schimbăm pe ăla de baloți. Pe care cred că l-am și returnat. Nu știu unde l-am pus-o. Pa, dacă l-am returnat, e nasol. Nu, nu l-am returnat, este aici. Ok, ok. Asta mi-a dat speranțe. Știu că l-am luat odată în roțile tractorului. Dar nu știu cât de departe l-am dus. Aici am înșeala memoria. Bun, și lăsăm. Dar încă nu am un spațiu destinat atașamentelor. Trebuie să ne facem așa ceva. Că nu am avut până acum atât de multe încât să se merite, știi? Ia, ce a făcut mă vecinul Dadu aici? Dar așa că văd o trecere. Eu am închis poarta că am avut niște vizitatori nepoftiți. Dar se pare că am făcut o mică piațetă cu ceva lumină. Drăguț, drăguț, frumos, frumos. Ia ce drăguț avem aici zona creată. Și putem să și vindem ouă și toate cele. Bă, trebuie să ne băgăm și noi pe ouă. Ia uite, avem aici candy bar. Bă, cum să nu-ți facă mă poftă. Și aici ceva legume. Iar aici avem tonomatele de ouă. Două la număr. Un palet și jumătate, maxim două intră per tonomate. Din cauza asta a pus mai multe. Foarte frumos. Dacă ar face un drum aici în față așa, ar fi ideal. Nice! Asta e o dunătură frumoasă. O să las porțile deschise. Cam și eu aici o tarabă de salăți. Bun. Hai să mergem să luăm spike-urile, să avem cu ce să dăm baloții la o parte. Deci aici nimic. Ok. Caut spike-urile. Nu știu pe unde le-am pus. Poate ar fi prin tufișurile astea. Uite-le aici. Ok. Scam pe jos. Și încă o chestie. Fabrica mea de cherestea a generat material. Vecinul care l-a comandat l-a și luat de la mine. Doar că trebuie să generăm și mai mult. Și pentru asta va trebui să mai tai niște copaci. Problema este că nu prea mai am copaci. Tau foarte prost cu materialul lemnos. Eu care dețin un gater. Suntem într-o situație de asta un pic dificilă. Ai mă, serios, mă, tot timpul face așa. Gata, bun, hai că l-am luat. Să mergem. O să iau, cred că 2 pentru prima dată și vedem după aia cum putem să băgăm acolo. Da, uite pe ăștia 2, numai că trebuie să dau unul la o parte. Nu prea îmi place asta. Auzi, știi ce? Fii atent, hai să luăm 2 de sus. Cel mai bine, pentru că dacă luăm așa mai de prin părți, mie să nu cadă aia. Și atunci facem treaba asta. Uite așa. Aici nu-i paralel cu solul și după aia... Jap. O injecție. Atât. Se pare că cu 2 sunt cam la limita tractorului. Nu poate mai mult. Bun, bun. Hai că vrea așa cât de cât. Până cresc copacii ăștia, mă uită sfinții. Deci, da. Să mai plantăm că voi avea nevoie de copaci tot timpul și e o durere în curs să plantez copaci. Durează atât de fucking mult. E ceva ireal. Bun, ia să vedem. Mamă, deci urați în succes că dacă nu mi-a baloție, am îmbulinat-o. Ce oprire frumoasă am făcut.
ala Fast and Furious. Fii atent că nu merge. Mamă, m-a spart treaba asta. Deci m-a cam nenorocit. Sa. E pe Naș Perlescu, fii atent. Eu le las, dar nu, nu le ia. Oh my god. Mă gândeam acum că i-aș vinde și după aia aș cumpăra sirinci aparte, muncă, îți dai seama, deprisos, dar măcar cu un pic de rezultat. Jesus! Deci mi-a dat niște emoții căcatul ăsta, oh my god. Bun, avem deja 3 litri de metan. Ia uite aici. Bum! 3 litri de metan! Tare sau ce? Și avem 7 tone de sirinci băgate. Se pare că suportă foarte mult la gold aici, la stones. Oh! Ducem remorci întregi și producem niște gold. Cu cât se cumpără de către magazin sau cu cât se vinde de către mine, cel mai bine goldul. Ia să vedem. Pentru gold avem aici. La farm shop. Buying? Da, aici trebuie. Nice. 8.000. Oho! Cu siguranță producția va fi foarte mică. Dar dacă merge totul cum trebuiește, mai pun încă o fabrică și avem 2 de gold. Zic că n-ar fi o idee rea deloc. Așa ne mărim și noi producția, pentru că timpul pe server de obicei e pe 1. Nu este mai rapid. Deși eu fiind singur acum, aș putea să dau timpul pe rapid oleacă. De ce nu? Nu e nimeni. Și oricum trebuie să treacă noaptea și în joc. Chiar dacă nu e noaptea acum, va fi mai încolo. Mă mai gândesc dacă vreau progrese, dar oricum nu voi face asta acum pentru că am lucruri destul de scumpe închiriate și dacă fac asta o să mi le ia mie. Cred că încă 2 baleți ar fi, baloți ar fi absolut suficient, deci nu mai ar vrea să mai punem și asta o să fie producția mea de aur. Și metan, că după aia cred că vom putea, uite, dar vezi, pentru metan e un pic dificilă treaba. Trebuie să găsesc ceva să iau metanul ăsta. Iată că mi-a trecut prin minte o idee extraordinară. Dacă mergem aici la fabricuțe și mergem direct pe metan și aici la storing, fii atent cum facem aici. Dăm output distributing. În câteva secunde ar trebui să vedem metanul ăsta distribuit la fabrica de aur. Nimic până acum. Sunt cu ochii. Sunt cu ochii pe metan. Acum, hai să vedem cum stăm cu posibilitatea de a upgrada. Am deja am 24, avem 6 sere și o să mai pun. Să mă duc cu 8 tone la fiecare sau 6 tone cât am eu acolo. Ui, de capul meu, deci îmi ia o grămadă. Așa că și-a upgradat treaba asta și fii atent, nu trebuie să upgradăm de prima dată cu camion. Ar merge să upgradăm doar remorca și pe aia că ne permite nou și camion. Hai să vedem prețuri. La SH avem ceva frumos. 182.000, un friend. Și am 182.000. What the fuck? Cum se poate așa ceva? Am fix banii necesari. Fii atent, am mai puțin cu 120 aproape de euro decât am nevoie. Băi, și prăz la cap. Cum s-a întâmplat asta? Și e fan bun. De la 400 de căluți. Chestia e că mie nici nu trebuie acum, doar că aș face impresie pe server. Dacă dau un tractor de-al meu să-i facem mare, mare upgrade, dacă l-aș da pe ăsta, asta nu mă costă foarte mult, mă costă 20.000. Mi-ar mai rămâne puțin bani, nu prea mă convine asta. Axionul, aș face upgrade la Axion, 250 cai. Îmi place mult, dar ei, pentru 1000. Și merge și un pic mai repede. Landiniu, sincer, nu l-aș da. Landiniu l-am luat la un preț foarte bun la SH. Are 23 de ore pe el. Păi să-l dau doar cu 4. Landiniu are 210 cai și aș lăsa Landiniu de fugă pe 14 colo și aș vinde clasul mare. Bă, așa fac. Deci este genială ideea. Let's fucking go. Dar nu mă așteptam la asta. Să vezi după aia cum intru cu pendul și trag copacii. Altă viață, tati. Bun, îl ducem pe ăsta. Îl las aici la balos, pentru că mai am puțină treabă cu el. Așa fac. Și pentru că nu mai am bani după aia de un camion, pentru că mă uitam și la camion, știi, să-mi iau. Deci ar fi asta, fendul, o posibilitate. După care ar mai fi o posibilitate să stau cu minte cu fendul, bă, dar nu e, bă, e pe oferta prea bună, mă, ce-i?
și să-mi iau ceva de genul ăsta, să-mi iau un Mac Superliner 6x4 sau să-mi iau un Volvo, da, mai scump, mi-aș lua un Volvo Classic, de ăsta vechi, 102, sau un Mac de ăsta, că ai putere tot cam pe acolo, ba mai mult, ba nu, fără, nici mai mult, nici mai puțin, asta este, că ai, sunt fix pe acolo și mi-aș lua un de ăsta, chip, 90.000, și l-aș cupla. Dacă mergem la, unde mergem, la Animals? Da, aici, cu 68.000. Vezi, ar fi și asta opțiune, doar că nu pot rezista acelui tractor, pentru că eu folosesc un tractor la tragerea de lemne. Și pentru asta voi face următoarea mișcare. Unde mi este tractorul cel mai puternic? Aici. O să-l decuplez și, cu părere de rău, am să-l vând. Clasul ăsta, frumos. L-am folosit un pic, dar este timpul să-l schimbăm, pentru că este o ofertă mult prea bună pentru ca eu să dau bir cu fugiții de oferta asta. Sau 115.000 de euro, bye bye. Oferta pe Fendt, câte ore are ăsta? Doar 10 ore? Wow, păi îl iau practic nou. De asta nu este nici foarte mult redus. Curios cine l-a vândut pe ăsta. Foarte tare. Și vine cu motor de 435. Wow, cât mă costă upgrade-ul, holy fuck, 38.000. Bă, lasă fie acolo, să știm că avem unde să facem upgrade-ul, știi? Poți să iau măcar roți groase? 4.000 roțile groase. Dai altceva că roțile groase. Băi, n-ai cum, n-ai ce să-i ceri. E altceva, roata groasă e roata groasă tot. Cu greutate pe spate sau fără greutate pe spate? 6.000 sau 4.000. Hai să luăm doar white tires așa pentru 4.000, că după aia exagerez și eu. 435 de căluți, 186.000 și mai rămânem cam cu 100.000. 111.000, bani din care voi lua următoarele lucruri. Pentru că tot s-a teleportat ăsta la magazin, o să iau un dolly de la Crampe, adică băiatul ăsta, pentru 9.000 de coco. După care mergem la Animals și luăm pasta, mă, ce ai? 32 de tone de apă, da? Apă, erbicid, fertilizator, de toate pentru toată lumea. Super, ce să mai, gata, am cumpărat-o și pasta. Don't watch. Let's go, baby. Nice. Și acum hai să ne vedem frumusețea. Asta este, mă. V-am spus că mă pun pe a cumpăra vechiturile băieților de pe server. Și asta e tot o vechitură. Pentru mine e nou, e prima dată când îl folosesc pe server. Deci pentru altcineva care a schimbat pe ceva mai nou, e veche. Dar depinde și punctul de vedere, știi? Cred că asta contează în viață. Dacă ai așteptările mari, o să fii dezamăgit. Dar dacă le ai mici, bă, tot o să te impresioneze. Asta e, mă, ce ai. Jap. Și altfel tragem, da? Pentru că altfel mie mi-ar fi trebuit un camion, iar dădeam 110.000. Și o să iau în final o să iau un camion, îți dai seama. Dar momentan eu zic că ne mișcăm foarte bine. Hai să vedem cum încarcă ăsta apă. Ah, și încă o chestie, merge cu 63 de km pe oră. Deci upgrade de la 50 de km viteză cu care mergeau ambele tractoare, și clasul și Landiniu. Deci 13 km peste. Băi, e considerabil la tractoare. Aici o să facem intrarea de pomină. Se pare că intrarea asta e cam micuță acum, trebuie să-mi iau manitou de aici. Dar având doliu, mă ajută să... Știi, să iau așa ca un șerpălău. Aici cu apa nu știu ce să zic, aș cam muta-o. Mie acum mi se pare că nu mai stă bine apa aici. Bun, deci nu merge asta. Nu sunt în trigger, vezi? Asta e, mai e beleaua asta. Stai așa să studiem un pic cu problema. Dacă l-aș pune aici, aș veni pe față și aș încărca direct. Ok, bun, perfect, fii atent. M-am gândit la o nouă strategie. Decât să-l bag aici în colț, cum îl avem în momentul de față, o să-l iau de aici, 1500, mai fucking hand. Și punem ăsta de apă. Ia să vedem, deci avem tools, container, uite-l pe băiat aici, 3000 de euro. Dar eu aș fi vrut ceva să... La multifruit buying station ăsta nu putem să băgăm și noi, știi ce? N-ar strica să avem și așa ceva. Water tank ăsta, din câte am văzut, nu a mers. Ăsta ar fi liquid fertilizer, stainless steel tank. În ăsta punem ceva, fertilizator. Și avem un... La fel. Da, deja n-am ce să fac decât să pun un băiat ăsta aici. Să-l pun mai încoace o leacă, că după aia iau dreapta, știi, și nu vreau să fie cu problemă. După care fii atent că putem să punem și la 2500 așa ceva și cumpărăm și noi mai lucruri diverse.
Îl punem și pe ăsta aici. Jap. Ca să vin direct așa, m-am încărcat. Da, e o zonă puțin cam înghesuită, dar eu zic că momentan ne descurcă. Mai ales că nu costă chiar atât de mult încât să zici că, bă, aici vor sta pe vecie. Nici de cum. Așa, și aici vom face asta. Uite așa. Și un pic de iarbă acolo. Să lăsăm așa. Reminescent al poziției trecute. Merge? Hai că merge. De rezervor. Și fii atent cum facem. Intrăm pe aici. Am, sper să încarce asta apă. Tot așa facem. Pac circulară mare. Pa, ba, 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 ba. Iau ce frumos. Și pe aia înainte să facem la dreapta. Uite, băgăm la băiatul aici. Mă, că nu vrea. Nu vrea cu Danaibi. Vrea oare mai aproape? Nu știu, și ăsta un pic dubios. Poate nu vrea cu Dolly. Bă. Oh my god. Jesus fucking Christ, deci nu merge. What the hell? Și că we need to feel the tool first. Dude, I'm trying. Hop, a apărut, mă. A apărut, mă, ceva acolo, mă. Oh, uite, 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 uite. Ah, cu cu spatele, what the fuck? Really? Maica mea. Mamă, 3% în 10 secunde. Ok, o să lăsăm asta aici. Le... Holy shit, hai să mai testăm o chestie. Să știu, sigur, cum este treaba. La stația de multi-fruit buying station. Oare putem... Bă, dai și de să luăm rezervorul de aici, pe la micuțul să-l vindem. Oare putem aici să vindem... Să vindem, să cumpărăm apă? Teoretic ar trebui, nu? Că are de toate, cică. Oh my god! Dude, las-o în pace, ce ai, că nici mai lucrez cu asta. Hai, pleacă de aici. Bye! N-ai cum, mă, după ce descoperi... Uite, gata, s-a și rezolvat situația. Vai, cât de tare. Genial. Și o facem așa aici, pe rotund. Cred că ar trebui să vină de aici. Aha, a? Bă, aici... aici facem un fel de trecere, da, hai să-l fie așa trecerea frumoasă. Asta nu trebuia să fie făcută, nu știu ce am... Toyota, în fine. Vreau să mai iau un pic din gardul ăsta. Fac un pic mai subțirel, așa. Iar aici o să ștergem porțiunea asta și băgăm niște ierbuți. Aia, tași. O, un pic aici, jap și încă unul aici și gata, a fost făcut oficiul. Bun, 32 de tone, bă, ce vorbim, ce ablam, fii atent că acum o să mă duc direct la fabrica pe care o avem de aur și rezolvăm situația acolo. Rezolvăm pe aici. Da, cred că e bună ideea. Eu de obicei mă feresc de Dolly, dar de data asta cred că se încadrează foarte bine. Și acești 400 de cai putere se pare că sunt foarte bine puși la treabă, pentru că deja se simte că trage. Cu cealaltă tractoare pe care le aveam, chiar și clasul pe care tocmai ce l-am vândut, bă, s-ar fi observat un pic o treabă acolo, știi? Aici trebuie să venim și trebuie să lăsăm niște apă. Atâta zic! Cred că o să intre mult aici, ia să și verificăm. Intră până acum vreo 5 tone. A, nu, nu, chiar nu intră mult. Gata, 8 tone au intrat. Super, mă duc acum la sere. Fraților, eu cred că a fost o investiție foarte bună și sunt un pas mai aproape de a face primul meu lingou de aur. Până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!